Bun, salutări și bine v-am regăsit la un episod din Marvel Super Heroes. După cum am zis, uite că a apărut și interfața asta a jocului cu Crăciunul, cum a fost și cu Halloween-ul. Asta e cu sărbătorile de iarnă, e foarte frumos. Uite aici și un grup de colindători care când apropii de ei cântă așa. Uite, le face cu una. Bun, și în episodul de astăzi mă gândeam să facem o misiune pe care am postat-o de când am început seria și în episodul următor una specială de Halloween și ne vom axa decât pe ea, numai pe ea, pentru că vreau să văd ce scor o să fac la ea. Ia. Bun, și poate o să ajung și cu Colossus până la nivelul 8, pentru că trebuie și pentru că vreau. Uite și un porumbel. O zburat. Bun, pace, hai să vedem. Play a mission. Da, solo, dau și aici. Eu am pus steluța? A, da. Că pot să-i pun o stea. Așa. Bun, deci misiunea pe care vreau să o fac astăzi este... Stați puțin, asta. Wendigo. Și în episodul următor pasta. E una mai grea și una mai ușoară, o vom face pe cea ușoară. Dar... E cum era asta cu Halloween, grea și ușoară. Stânga, dreapta. Bun, dar noi o să facem pe aceasta. Bun. Am mai jucat înainte jocul, că am făcut rău de 200 de cristale în plus. Da. Și... mă gândeam să deschidem și cadoul ăla cu ratonul. Deci cred că s-au de muzica asta cam tare. Poate trebuia să doam mai încet. O să așteptăm. Bun, e aproape gata. Am acum mai nervos că trebuie să aștept așa. Oricum, misiunea o vom face repede. Bun. Și cum ziceam, vreau să deschid și un cadou ăla cu ratonul, poate cine știe, în pică. A, nu pot să dau mai aproape, bun. E, bate. Se bate în viața. E destul de bun caracterul ăsta. Bun, ne-a făcut să dacteze, aparent. Și mie chiar nu-mi place jocul ăsta, numai că în ultima vreme nu prea am acordat atenție și îmi pare foarte rău din cauza asta, pentru că acum un an era printre jocurile foarte preferate, nu cele preferate, cele foarte preferate, pentru că mă jucam cu el în fiecare zi. Ia, acum puterea asta, cred că e nouă, nu știu. Și mișca din săgeți, lovea atâta, lovești pe ăștia, dar foarte tare, înainte nu era. Sau cred eu că nu era, nu știu, că s-a schimbat multe la jocul ăsta. O căpșună ăsta și regenerează. Cred că își regenerează viața, dar aveam boss-ul ăla de viață. Bun. Bun, m-a amețit. Secundă, cred că muzica s-a de prea tare. Nu muzica, sunetul. Deci să-i bapă ăștia și să o la urmă, ia. A, m-a transformat în iepure, bun. Că tot vine Paște. Bun, așa. Bă, serios, bă, și-am pierdut. Am pierdut treabă. A, gata, uite, am revenit. Lovește-l. Am prins 10 bănuți. Cristale tale. Mamă, și dacă i-ar ataca, măcar. Măcar dacă i-ar ataca. Dar nu trebuia să lupt cu Goliat aici. Nu luptam. De ce nu luptam aici cu Goliat? Luptam cu Goliat. Mai bun. Așa, iau. Da. Bun. Pare că aud un elicopter în joc. A dispărut elicopterul.
Mai că e aproape gata. A, deci un pom mai trebuie, un pum. Bun. Gata. Gata. Trebuie să scap ăsta. Îi dau cu click dreapta și trebuie. În sfârșit. Mamă, deci. Și... am zis, une, trebuie să-l dau neapărat mai încet. Nu știu cum ați auzit. Se auzea prea tare. Sound. Efect volum. Muzica puțin. Volum effector, ia. Bun, cred că a mers. Sper că a mers, sper. Da, a mers. Rămâne de văzut, hai să punem muzică de la Totem. Dar oricum, mapa e frumoasă. Am cumpărat-o când încă se cumpăra cu monede de alea de aur. Acum se poate cumpăra cu copitare, îmi pare. Așa. Cu 2 și click dreapta ce facea. A, da, pumnul ăla atomic. Și un sandwich, dar nu ne trebuie. A, bun. Deci pot să fac acum așa. Stai, așa. Și ne croim drumul prin ei. Da. Poate că trebuie să-i duci în... când te apropii de ele, te mergi o singură dată. Pentru că trebuie să te depărtezi puțin și să te reapropii de ei. Asta ar fi o problemă, dar nu contează. Nu contează prea mult. A, mai rămas un pe aici. Jocul are și câteva bug-uri, de exemplu jucam pe mapa asta odată, de fapt na, nu pe asta. Pe cea cu străjerul de foc și de gheață. Și rămăsem prins acolo pentru că un dăsă pe care trebuia să-l omor că de pe mapă. Și nu murise. Și unde naiba... a, aici. Bun, ăla cum râde se auzea tot cam tare. Haide. Bun, ne-am luat damage. Da. Și eu m-am transformat în iepure, dar cât de enervant poate să fie. Măcar eram adorabil. Eram adorabil ca iepure, dar ăsta atacă și pe urmă nu mai atacă. Mă cam enervează. A, nu a murit. A, ba da. Ia fac așa că e mai rapid. Gata. Bun, am primit 100 de cristale. Wow! Cred că am văzut bine 100, nu? Bă, nu vreau să plâng mai târziu că n-am primit. Adică când o să mă uit pe înregistrare. Bă, dar chiar cât am încercat, o oră am încercat să filmez la jocul ăsta, dar n-am putut pentru că apărau tot felul de chestii. De exemplu, ori mi se mișca prea încet, ori... o problemă de sunt, nu știu ce s-a întâmplat. Filmam, am verificat filmarea și deodată... bam! La secunda 21, 22 sau 23 s-au auzit un sunet de... nu știu, ca și când ar fi țipat o fantomă pentru o milisecundă cu eco. Și a fost prea ciudat și n-am șters. Bine că a fost o probă de sunet. Și dacă mergea cum trebuia, păstram secvența din filmare, da. Pentru că mereu când filmez fac o probă de sunet. Ca să mă asigur că totul e bine. Reveni. A, și mai e unul acolo, în stânga. Sus, în stânga sus, mai e unul. Bun, dar oricum l-am bătut pe ăsta, mai e tipul ăsta care stă aici nemișcat pe loc. Stă nemișcat pe loc, da. O să-i pleonat, nu? În fine. Chestia asta de ce o săgeată, în stânga. Bun, n-are rost să-l atacăm cu toată puterea decât cu jumătate. A, ce tare, îl aruncă pe Wolverine în el. Gata, mort, 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 gata, toți sunt morți. Wow, sandwich-uri, căpșuni, căpșune. A, și acum trebuia... a, chiar îmi place puterea asta. Da. Asta se auzea ca un elicopter. Da, mă, acum e perfectă. Și chiar acum o să se va duce, gata. Ce dreptate am avut? Bun. Și mai primi 10 bănuți, deci. Hai că faci rost de cristale.
bănuți cristale. Acum, din nou, trebuie să mă bag cu Mindala, mi apare acolo cu verde. Hai la atunci. Ok. Deci, chiar așa. O dată la el, o dată la ea. A transformat în iepure, încă nu. Dar cred că a încercat. Uite, acum a încercat. Probabil. Nu, deci. Mamă, deci cât de bine m-am descurcat. M-am descurcat acum cu puterea. Nu m-a mai întrerupt nimeni. Nu m-a mai transformat în iepure. Cred că mă transformaseră în iepuraș. Probabil. Zic și eu. Dar totuși eram micut, frumos, adorabil. Aveam o lesă, o gardă roșie, parcă. Era gardă? Poate. Bun, hai să-l omorâm pe ăla care s-a refugiat acolo. Deci, nu, o să arunc o piatră în el. Gata. Am omorât 7 chestii cu o singură piatră, da? Cum e vorba aia, am pușcat 2 iepuri dintr-o lovitură. Hai, mă, pune muzică. Auci. Aia, acum am cap de om de zăpadă. Bun, se pare că nu am timp să pun muzică, atacă ăștia. Deci, distanță. Bun, măcar unul a murit. Asta e important. Da, gata. Platină. Cred că e platina, adamantium. Pentru că după aur cel la metal prețios care urmează după aur e platina, deci probabil că deducem de aici că ai platina, plus care și culoarea așa. Platina e mai scumpă decât aurul. A, de fapt se vrea să aici. Bun, și acum să fac asta, îmi dă parcă unul mare, da. Un singur mare, asta e străjerul ăla de viață. Bine că nu mi l-a dat și pe cel de foc, că devenea prea greu. A, gata, un pump. Bun. Stage complete și semn exclamării. Sau o linie și un punct de desubt. Bun, acum ne luptăm cu Wendigo. E genul ăla de misiune. Nu te mai dă pe două părți și până te bați cu bossul. O singură parte mai lungă și pe urmă bossul. Ia. Dar era cadou de la Hulk. Să înțeleg că ăsta e un dușman al lui Hulk. Aici trebuie să se audă pe fundal Wendigo, dar am o problemă încă cu sunetul, nu se... Bun, așa trebuie să-l bați pe ăsta. Îl chem pe Hulk să-l lovească. Repede, ai de cap. Deci, dacă te lovește ăsta, e nasol. Bun. E nasol. Bă, și acum trebuie să se încarce. Bă, când mi-a luat din viață? Plus că am luat și o căpșună. Da, ok. Deci, prea enervant. Nu, o să mă lupt și cu el. Ok, bun, hai că mi-a dat-o. Eu am plecat de lângă el. Aduce ghinion. Așa, și-a trebuit să-l bați pe ăsta. Să nu ți-o dă mortal. Ok, ok, haide Hulk, vino, salvează vielea de metal. E făcut din metal? What? Ok, și totuși asta nu e robot, îmi pare că asta nu e robot caracterul meu. Mi-a luat damage, cred că... Da, cred că da. Bun. Mi-a dat-o parcă, nu? Sau nu? A, nu, eu i-am dat-o de 60. Haide, repede. Pasă butonul roșu. Bun, acum. Băi, băi, hai că mi-o dădea răzbunare. Pac, pac, pac. A, da, mă, ăsta are un fel de rezistență. Poate pentru că e boss sau poate pentru că trește la Asgard. Asta e mapa din Asgard. Deci, se pare că am trăit într-o minciună tot anul. Coiful la uriaș de viking, plus locul ăsta. Deci ne ducem că suntem în Asgard. Ce
Ceea ce mi-amintește, mâine urmează un film cu Thor, zeul sunetului. Nu l-am mai văzut de câteva luni. Faza ciudată că peste două zile se împlinește un an de când m-am apucat de YouTube. Am făcut la Deer Hunter și în ziua aia am făcut două episoade unul după altul. Plus că... Hai mă, l-am bătut. Plus că mă uitasem la filmul ăla cu Ghost Rider, chiar în timp ce filmam era și acum... Da, la o zi... La o zi mai puțin. Unul cu Thor, ce chestie. Plus jocul ăsta, da, nu contează ce mai vorbesc. Și am oferat că s-a dansat un dans de la rusesc. Cam greu de făcut, dar... Era un dans rusesc. Adamat cu 225 experiență, 12 cristale, level 8, v-am zis că o să fac level 8. Foarte bine. Și mai urmează decât să deschid un cadou și gata asta. Sau na, poate că o să zic așa, misiunea mea acum va fi să deschid un cadou și să văd ce o să primesc. Poate, cine știe, voi primi din prima ratonul alea care era și în imagine. Și în episodul următor o să vă arăt și ceantă mapă care e pregătită de Halloween. E împodobită pentru Halloween. Bun, acum mi se mișcă ceva mai greu. Tocmai aici am reintrat pe mapă. Ok. Da, asta nu prea poate să sară. A, gata, a putut. Și-a căzut. Bine, lasă. Deci hai să deschidem cadou pe care îl cumpărăm și ne irosim toți banii. Este... Go to the shop. Mystery boxes. Cutiile misterioase. Bun, hai să vedem ce ne va da. Ia se că n-am apăsat încă. Da, 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 chestii obișnuite. Da, binișor, dar se putea și mai bine. Da, am zis că o să-l deschid într-o zi, uite că l-am deschis. Da, n-am primit chiar cine știe ce. În episodul, de în episodul următor o să fie ceva mai mult acțiune, mai așa. Mai prin 10 de-astea. Plus că o să mai fac și darea de crafting. Vreau să fac portalul ăla. Să vă arăt. Crafting. Măcar să lucrez la el. Unde e pe aici? Destroyer portal. Trebuie de aici. Astea pot să fac rost de ele. Mai scam piatră de-asta, monede, plăci și lingouri. Astea nu prea. Astea nu. No. Aici am ceva, dar nu cred. Nu sunt de ajuns. Totuși, dacă mai e, o să le și cumpărăm. Astea așa. Da. Bun, pe atunci cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Bye, bye!